Salutare, prieteni, și bine ați venit! Unchiul tău, care are peste 40 de ani și care atunci când era tânăr conducea o Honda Deauville sau o Honda Pan-European, acum are la dispoziție 15.650 de euro pentru a-și cumpăra o nouă motocicletă. Mătușa ta a fost convinsă de el să meargă odată pe bătrâna lui Honda Deauville până la mare. I-a plăcut. Și acum unchiul ar vrea să meargă cu mătușa până în Grecia. Doar că mătușa pune câteva condiții. 1. În primul și în primul rând, îl lasă să cheltuiască 15.650 de euro pe o nouă motocicletă. 2. Doamna vrea ca această motocicletă să fie confortabilă pentru ea în primul rând și dacă se poate și pentru el. 3. O interesează foarte mult să fie bine echipată, adică după ce am dat 15.650 de euro, să nu mai dăm 500 de euro pe side case-uri sau mai știu eu ce, nu. După ce am dat banii ăștia, ne urcăm pe ea și mergem în Grecia. Și 3. O interesează să fie fiabilă, pentru că, da, după ce i-a permis unchiului să dea această sumă pe o jucărie, nu o să-i mai permită să și bage bani în jucăria de față. Bun. Unchiul tău vine acasă cu o Honda NT1100. Mătușa ta e fericită. Ce vedeți aici este o motocicletă sport touring, ce pune mai mult accentul pe touring decât pe sport. Dacă ar fi să facem o diagramă, NT1100 ar fi 75% touring și 25% sport. Cum a creat Honda această motocicletă? Păi, a luat Africa Twin-ul în întregimea ei, cu șasiu, motor, cutie, tot, și a coborât-o puțin, astfel făcând-o mai accesibilă unei game mai largi de rideri. Astfel că Marcel, unchiul tău, va sta mult mai confortabil pe această șa cu înălțimea de 820 de mm. Și încă o chestie interesantă pe care a făcut-o Honda, acum a pus jante pe 17, astfel că lui Marcel îi va fi mult mai ușor să găsească anvelope sport touring adecvate acestei motociclete. Și acum să vorbim despre partea de sport, acei 25% de sport, da? Am mers la un track day la Adâncata, un track day organizat de Honda. Și cei de la Honda au avut acolo, printre mai multe modele, au avut, vă spun cele pe care am mers eu, da? CB650R, CB1000R și NT-ul 1100. Am mers întâi pe CB-uri și ultimul a fost NT-ul. Evident, CB650R-ul mi s-a părut cea mai agilă, era cea mai ușoară, mi-a plăcut foarte mult, am atins scărițele cu ea. CB1000R, ok, un pic mai greoaie, dar când accelerai pe linia dreaptă de la Adâncata, simțeai cum cei 4 cilindri te propulsează cu o viteză destul de mare înainte. După care am mers cu NT-ul și nu mă așteptam la prea multe, dar e foarte interesant că această motocicletă îți dă încredere. Cred că și datorită faptului că ai coarnele acestea foarte late și ai această poziție în care mâinile tale pot face cu ușurință cuplu de forțe, deci e ușor să manevrezi această motocicletă și la viteză joasă când utilizezi astfel ghidonul, dar e ușor să o manevrezi și atunci când ești pe pistă sau când conduci un pic mai sportiv, pentru că poți foarte ușor să o lași în stânga sau în dreapta. Vă zic, cu NT-ul, la jumătatea primei ture, deja atingeam cu scărițele. Și din acest punct de vedere, cred că NT-ul e foarte interesant pentru că, ok, nu este super, super sportiv, dar este agil până la un punct, îți comunică foarte bine limitele sale, deci tot timpul această motocicletă te va ține în siguranță și cred că asta contează foarte mult atât pentru Marcel cât și pentru Gianina, mătușa ta. Și pentru că Gianina i-a permis lui Marcel să cumpere această motocicletă cu 15.650 de euro, TVA inclus, ea trebuie să stea confortabil pentru că altfel, la jumătatea drumului spre Grecia, divorțează. Deci nu trebuie să întâmple acest lucru. Partea bună este că Marcel, fără să știe Gianina, a optat și pentru pachetul Touring, care vine cu scărițe confort și această șa cu gel, care este super confortabilă. Nu știu cum este scaunul standard, nu am condus un NT1100 cu șaua standard, dar această șa cu gel este super, super confortabilă. Aici în spate e foarte lată, astfel că Gianina va sta bine. După cum vedeți,
scărițele ei sunt aici, deci picioarele vor veni aici curbate, au loc foarte frumos de aceste side case-uri care sunt un pic sculptate tocmai pentru a face loc piciorului pasagerului, deci va sta foarte bine aici Giannina din punct de vedere al confortului scaunului. Dar care e treaba cu vântul? E bine, și aici o parte bună, pentru că încă din standard această motocicletă vine cu un parbriz reglabil. Un parbriz reglabil, nu foarte elegant, pentru că trebuie să tragi un pic mai tare așa de el. Acum este în poziția ridicat la maxim, da? Eu vă spun sincer, până acum am mers cu această motocicletă pe autostradă pentru, să spunem, 20 de minute cu 130-140 de km la oră. Din nou am 1.75 și în poziția acestui parbriz, da? În poziția cea mai înaltă a acestui parbriz, aerul care trecea, curenții de aer, mă loveau undeva fix în ventilația de sus a căștii. Ceea ce înseamnă că pasagera care ar sta aici și ar fi cumva ferită de curenții de aer atunci când acest parbriz este ridicat la maximum. Deci Giannina nu va zice nici pâs până în Grecia, ar putea chiar să doarmă aici. Acest exemplar are puțin peste 8.000 de kilometri și, după cum vedeți, nu a avut o viață foarte ușoară, fiind o motocicletă pentru test drive de presă. Aici probabil că a fost scăpat, parbrizul e zgâriat, mai sunt câteva locuri pe aici pe acolo unde acest NT1100 are imperfecțiuni, să spunem. 8.000 de kilometri făcuți în presa moto înseamnă de fapt undeva la 15-20.000 de kilometri făcuți de tine ca utilizator, dacă aceasta ar fi proprietatea ta personală. Deci trebuie să înțelegem că această motocicletă are acum uzură de mai mult de 8.000 de kilometri. Unchiul tău va fi super fericit să afle că această motocicletă va avea cu siguranță o valoare mare la revânzare, pentru că vine foarte, foarte bine echipată. Încă din standard ai acest parbriz care se reglează, după cum spuneam, aceste deflectoare de aer care fac în așa fel încât să nu ajungă foarte mult curenții de aer fix pe mâinile tale ca să te obosească atunci când mergi la drum întins. Încă din standard ai cric central. Îmi place pentru că prefer să-mi ung singur lanțul și să-mi reglez roata singur. Încă din standard ai side case-urile de 33 și 32 de litri. Nu încape acolo o cască full face, dar hei, ai side case-uri, poți să pui o grămadă de chestii acolo. Încă din standard ai cruise control, mânere încălzite, nu știu dacă am spus, mânere încălzite, o grămadă de chestii pe care Honda ți le oferă așa pentru 15.650 de euro cu TVA inclus. După cum spuneam, Giannina va fi foarte fericită că după ce unchiul a dat toți banii ăștia, nu începe să spună, auzi, dar nu mai dăm și nici 100 de euro pe niște sidecase-uri sau încă 1.000 pentru niște încălzire, nu mai... Nu, ai dat banii și gata. În afară de o priză de 2 amperi și de un USB, postul de condus îți oferă și două ecrane. Acesta de jos, vedeți, butează un pic mai repede, pornește mai repede și aici sunt martorii. Acesta este ecranul principal, cum ar veni. Iar acesta de sus este cumva, să spunem, ecranul de infotainment, dacă ar fi să facem o paritate cu lumea auto. Acesta este și touchscreen, iată. Se poate folosi de asemenea și cu mănuși din acelea care au degete pentru a utiliza cu ecrane touchscreen. Acest sistem are, după cum vedeți, Bluetooth, are Android Auto, Apple CarPlay, este foarte ușor de folosit. De aici poți seta și modurile de condus. Această motocicletă are 3 moduri de condus. Aici, vedeți, eu folosesc butoanele pentru a vedea mai multe informații despre consum și așa mai departe. Dacă selectez sus-jos, atunci pot schimba modul de condus, era tour, două moduri pe care unchiul tău nu va ști să le seteze, dar care pot fi personalizate, 3 moduri principale presetate, rain, urban și tour. Modul tour îți dă toată puterea și, după cum vă spuneam, două moduri în care Marcel poate să seteze el caracteristicile motocicletei. Nu cred că va ști cum să facă asta și cred că în mod normal va merge în modul tour sau în modul urban. Partea mai puțin plăcută din punctul meu de vedere o reprezintă ceea ce se întâmplă aici. Comenzile din stânga, acest set de butoane care mi se pare că e un pic cam aglomerat. După cum vedeți, aici ai una lângă alta 3 comenzi importante. Claxonul, semnalizarea și acest buton ce îți permite să retrogradezi rapid o treaptă. În spate aici este un alt buton care îți permite să avansezi în trepte, dar după cum veți vedea când pilotăm această motocicletă, cel mai des vei folosi acest buton ce îți permite să retrogradezi treptele.
Nu odată mi s-a întâmplat să claxonez în loc să semnalizez sau după ce am semnalizat cu mănușa, trecând în jos, am și retrogradat o treaptă. Deci mi se pare că aici ar putea fi curățată un pic această zonă, cel puțin în partea, să zicem, în faceliftul lui NT1100. Per total, tot ce vedeți aici este ușor de folosit și ușor de înțeles. Evident, cum te urci pe această motocicletă, prima chestie pe care o observ este confortul. Pentru că da, este atât de confortabilă încât acest mic păianjen care stă aici nu e deloc deranjat. Poziția este una neutră, stai super drept, după cum vă spuneam, șaua aceasta confort e super tare, e parcă numai spumă și gel, numai lapte și miere, cum vreți să-i spuneți. Și având în vedere aceste lucruri și faptul că acum parbrizul este în poziția lui cea mai joasă și pentru că este în poziția lui cea mai joasă, veți auzi ceva curenți de vânt. Dacă aș ridica parbrizul și pe tura de întoarcere o să-l și ridic ca să vedeți că se minimizează foarte mult curenții de aer atunci când parbrizul e ridicat. De exemplu, undeva pe aici simt eu că vine acum aerul, veți vedea când vom ridica complet parbrizul, curenții de aer vor veni undeva aici, foarte, foarte sus. Ceea ce înseamnă din nou că atunci când mergi la drum întins vei fi super protejat. Ne propulsează aceeași unitate ce propulsează Africa Twin, 2 cilindri paraleli, ceea ce înseamnă că există mult cuplu la turație joasă. Nu se cheamă degeaba 1100, se cheamă 1100 pentru că se rotunjește de la 1054, dacă nu mă înșel, de centimetri cubi. Este o unitate cu foarte mult cuplu la turație joasă, spuneam, și DCT-ul face tot posibilul să profite de această turație joasă. Și anume că, așa cum suntem noi acum în modul tur, care este modul cu toată puterea, ca să zic așa, avem aici, după cum vă spuneam, acest set de butoane ce controlează și modul de condus. În primul rând, dacă apăsăm pe butonul din mijloc, stânga, dreapta, vedeți că schimbăm aici câteva detalii și apoi sus, jos. Bine, pentru a schimba modul de condus trebuie să nu accelerezi. Avem aici cele două moduri de user, un mod tour, un mod urban și un mod rain. Evident, modul rain fiind cel mai conservator. Deci noi acum suntem în modul tour, modul în care avem 102 cai putere, toată puterea acestui motor și 104 sau 105 Nm cuplu de la o turație foarte joasă. Cutia aceasta caută tot timpul, după cum vedeți, să fie într-o treaptă cât mai înaltă. Acum suntem, iată, deși eu acceleram și suntem pe curbe, motocicleta are și IMU, deci simte când te lași într-o parte și în alta. Deși eu acum acceleram și mă lăsasem puțin și cumva motocicleta ar trebui să intuiască că urmează să conduc un pic mai rapid, ea a ales să schimbe dintre a 5-a între a 6-a. Acum stă în treapta a 5-a la 58-59, treapta a 6-a, da? Și voi accelera puțin, după cum vedeți, la 2000 de rotații pe minut, da? Voi accelera puțin, cam, nu știu, o treime de accelerație. După cum vedeți, nu a schimbat o treaptă în jos, ci pur și simplu s-a folosit de tot cuplul pe care îl are motocicleta pentru a accelera. Într-adevăr, nu atât de rapid pe cât aș fi vrut eu. Așa că, pentru a corecta acest comportament, poți face două lucruri. 1. De aici pui cutia în modul sport. După cum vedeți, și modul sport la cutie are 3 liniuțe, 3 valori așa. Atunci când pui cutia în modul sport, iată, acum la 60 la oră suntem în treapta a 3-a, a 4-a, nu mai suntem direct în treapta a 6-a. Și acum dacă, să zicem, mergem constant, da, cu 60 la oră. Și de aici încercăm să accelerăm mai tare. Haideți să vedem dacă acum va schimba mai repede o treaptă în jos cutia, da? Ia să vedem. Accelerez o treime acum. Vedeți, ea tot nu a schimbat, a rămas tot într-o treaptă relativ superioară pentru ce voiam eu să fac, dar din prima a ales o treaptă mai joasă decât să fie în treapta a 6-a. Deci, cred că atunci când vrei cu adevărat să accelerezi, să te bucuri de acest motor, trebuie să utilizezi acest buton care îți permite să retrogradezi o treaptă. De exemplu, acum să spunem că vreau să fac o depășire mai puternică, o treaptă în jos. Și atunci motocicleta te servește cum te aștepți. Vă spun asta pentru că vă ziceam mai devreme că e un pic aglomerată această zonă. Și pentru că este aglomerată,
din când în când, ok, poate că eu am petrecut mult prea puțin timp cu această motocicletă, poate dacă vei petrece mai mult timp te vei învăța cu aceste controle și îți va fi mult mai ușor să îți dai seama unde este butonul care schimbă treptele de viteză, să-ți dai seama unde e semnalizarea, să-ți dai seama unde e claxonul. Nu doar odată mi s-a întâmplat să apăs pe claxon în loc să apăs pe semnalizare. Acum, nu știu exact cum să rezolva chestia asta, cert este că, din nou, poate că dacă vei conduce mai mult această motocicletă, dacă este a ta, atunci îți va fi mai ușor să te înveți. Haideți să întoarcem aici, să vedem și cât de ușor este să o manevrezi la viteză joasă. Un pic eram cu frâna de spate călcată, bracat aproape la maxim și motocicleta n-a avut nicio problemă. Hai să-l dăm la o parte pe amicul nostru. Bun, a plecat. Și acum voi ridica acest parbriz. Oprim semnalizarea. Semnalizările au self-canceling, se opresc singure, apropo. Punem în neutru. Cricul. Nu e așa ușor să cobori. Și ridicat la maxim, da? Altă viață. Drive. Și plecăm. Lăsăm la o parte faptul că această cutie poate nu schimbă în jos atunci când vrei tu. Recunosc că la viteze de oraș, mai ales dacă pui motocicleta în modul urban, când nu are atât de multă putere, nu vei simți că hurducăie atunci când poate ești la 40 la oră cu o viteză constantă sau 50 la oră, motocicleta stă în treapta a 6-a și tu tragi de accelerație mai repede ca să faci o depășire. Nu vei simți prea des acele hurducăieli, plus că, din nou, ai tot timpul la îndemână acest buton care îți permite rapid, iată, să retrogradezi. Cred că cel mai mult trebuie să te bazezi pe faptul că tu vei retrograda, asta este foarte, foarte important. Din punct de vedere al suspensiei, evident, este o motocicletă confortabilă. Și furca și amortizorul au 150 de mm de cursă, deci clar sunt confortabile, orientate către confort. După cum vedeți, furca este reglabilă pe preîncărcare, amortizorul pe comprimare și preîncărcare. Practic, toate aceste lucruri sunt gândite pentru ca tu să ai experiența cea mai bună și dacă ai pasageri, și dacă ai bagaje, și dacă ești singur. Cu parbrizul în această poziție, în poziția maxim ridicată, am mers pe autostradă până aici, până la locația de filmare și trebuie să vă spun că la 140 de km la oră curentul de aer mă lovea undeva fix deasupra căștii, deci îl simțeam foarte, foarte puțin, dar îndeajuns de mult încât casca mea, care este un HGC Arfa 70, să mă ventileze utilizând ventilația de sus. Deci simțeam aerul exact cât trebuia din punctul meu de vedere, fără să simt că mi se bălângâne capul sau mai știu eu ce, ceea ce mă face să cred din nou că un pasager n-ar fi deranjat la rândul lui, din nou, în funcție de înălțime, n-ar fi deranjat la rândul lui de curenții de aer atunci când tu mergi la viteză constantă, viteză mare constantă, din nou, drum de autostradă sau așa ceva. Încă un punct în plus pentru partea de touring, după cum spuneam, acesta este un sport touring care pune mai mult accentul pe touring decât pe sport. Este o motocicletă care, din punct de vedere al manevrabilității, te anunță care sunt limitele. După ce te anunță care sunt limitele, e bine să nu treci de ele pentru că se pot întâmpla chestii neplăcute. Dar până acolo poți experimenta, să zicem așa, un stil de condus, într-adevăr, un pic mai sportiv, dar nimic ieșit din comun. Sincer, din punctul meu de vedere, cred că este exact cât trebuie pentru această clasă. Prima dată când am văzut această motocicletă, m-am gândit la un BMW RT. Recunosc, n-am condus niciodată un RT, dar nu știu de ce am impresia că exact așa s-ar simți un RT. Ai o carenă mare, ești foarte mult apărat de curenții de aer, pentru că da, cu această carenă nu simt aer nici la picioare, nici aici la mâini, vă spuneam că aceste deflectoare funcționează foarte bine, nici la cap nu simt foarte mult aer, sunt ca într-un cocon aici, ca să zic așa. Și cumva îmi dă impresia de o motocicletă mult mai scumpă, pentru că da, un RT probabil că este 17-20 de mii de euro, pe când aceasta este 15.650 și se încadrează și la programul Rabla, deci din acești 15.000 de euro, aproape 16.000, mai scazi o bună bucată, pentru că da, se încadrează și la programul Rabla și mi se pare că așa devine mult mai ofertantă această motocicletă, plus că, din nou, nu putem să uităm că vine cu o grămadă de accesorii. Acum,
ca să controlezi accesorii. Hai să încercăm asta din mers, da? Avem aici un buton de function care, după cum vedeți, controlează volumul. Și în partea aceasta avem un alt buton de function care ne permite să selectăm mai multe funcții. Avem aceste mânere încălzite. Iată auto beam-ul, luminile automate. Deci cam aceste trei funcții se află aici și aici se află câteva funcții rapide. Acum mi-am și ridicat viziera și veți vedea că nu veți auzi foarte mulți curenți de aer pe microfon, pentru că din nou parbrizul își face foarte bine treaba, deși după cum vedeți uneori din cauza vibrațiilor produse și de curenții de aer, dar și de acest motor care, după cum vă spuneam, e un pic stresat stând într-a șasea la turație foarte joasă, când tu accelerezi vibrează, uneori vezi cum vibrează acest parbriz și vezi cum vibrează această oglindă, mai ales dacă nu ai mâna stângă pusă aici. Deci, din nou, acest comportament se întâmplă doar când motocicleta este, să zicem, la viteză joasă, în treaptă înaltă, așa cum o obligă DCT-ul, leacul este aici și gata. Să nu vă speriați de masa acestei motociclete. Când veți auzi 248 de kg, pentru că atât are varianta DCT, care este cu 10 kg mai grea decât varianta cu cutie manuală, e bine, să nu vă speriați de masa acestei motociclete, pentru că din punctul meu de vedere nu își arată masa. Vă spuneam și mai devreme, se manevrează super ușor. Singurul mod prin care își arată masa este atunci când trebuie să o manevrezi la viteză joasă, poate că vrei să o pui într-un garaj, atunci da, vei simți că are o masă sănătoasă. Rezervorul are 20 de litri, Honda spune că asta ar trebui să însemne până la 400 de km de autonomie. Consumul mediu pe care l-am eu aici, vedeți, e de 6.2, deci poate de nou 400 de km, în niciun caz 400, dar contează și cum conduci. În oraș avusesem chiar un consum de 7 la un moment dat, ce-i drept, am mers foarte mult în modul sport, am încercat să văd cum se comportă această motocicletă la un concurs, la un condus un pic mai agresiv. Deci să zicem 6, 6,5, maxim 7, cam acesta ar fi consumul acestei motociclete, având rezervor de 20 de litri. Cred că 300 și un pic de kilometri, 350 poate, e o autonomie fezabilă, mai ales dacă mergi în afara orașului. Deși și ascunde masa, este o motocicletă cu o masă considerabilă, după cum vă spuneam mai devreme. Deci frânele trebuie să fie în stare să rezolve orice problemă și vă spun sincer că n-au nici o problemă frânele în a rezolva orice ți se află în cale. Evident, există ABS. Poate că nu mă așteptam eu să fie frânele atât de bune când am văzut masa, dar nu ești nevoit să strângi prea mult de levierul de frână, nu te pune motocicleta niciodată într-o, să zicem, situație în care nu știi sigur dacă te vei opri. Îmi place că totul se întâmplă cum ar trebui. Haideți să facem aici o depășire, să vedem cum frânăm după. Iată, acum nu retrogradez deloc. Mi se pare că frânarea este bună, mai ales când frânezi în linie dreaptă. Totul se întâmplă exact cum te-ai aștepta și cum ai vrea de la o motocicletă din această clasă. Haideți să ieșim pe autostradă acum, să vedem de la 60 la oră până la viteza maximă. Hai să punem în modul sport, da? Apăsăm aici butonul, suntem în modul sport. Deja s-au retrogradat două trepte, dintre a 6-a, între a 4-a. Și accelerăm acum. Evident, după cum vă așteptați, cu super mare ușurință se face accelerația și se poate și menține cu ușurință o viteză mare. Punem din nou cutia în modul normal și veți vedea că la 130 la oră imediat stăm în treapta a 6-a fără mari probleme. O motocicletă clar gândită pentru touring și una care e foarte bună la acest lucru, mai ales la acești bani. O chestie pe care am uitat să o menționez, dar o spun acum că am tras pe dreapta ca să opresc filmarea. Piciorul drept se cam încălzește imediat cum te oprești. Stângul nu atât de mult, dar cel drept se încălzește puțin, iar eu am încălțările potrivite, adecvate pentru a pilota o motocicletă și se emană un pic cam multă căldură din partea aceasta. În rest, totul e în regulă.
Din punctul meu de vedere, cam asta e cu NT1100. Cred că această motocicletă reușește exact ce își propune, și anume să fie un sports tourer mai mult orientat spre touring, dar face foarte bine treaba asta cu touringul, extrem de confortabil, nu doar pentru unul, ci pentru doi ocupanți. În același timp, atunci când vei fi pe drumuri mai sinuoase, vei putea să experimentezi un pilotaj dinamic fără să faci nimic ieșit din comun. Adică nu cred că vei pune genunchiul jos, sau dacă reușești, tot respectul, ești un rider mult mai bun decât mine. Și nu cred că e greu să fii un rider mult mai bun decât mine, apropo. Cred că această motocicletă își atinge exact scopul, mai ales că acum trăim într-o eră în care motocicletele de tip adventure sunt cele ce conduc piața. Mi se pare că NT-ul îți aduce acest sentiment de adventure, dar, hai să zicem pe aia dreaptă, are șa un pic mai joasă și poți și tu să cumperi cauciucuri pentru sport touring. Nu ești nevoit să pui pe adventure cauciucuri de sport touring, pentru că da, pe adventure-urile din, nu neapărat din această clasă, sau pe adventure-urile care sunt acum, la vânzare, trebuie să pui cauciucuri pentru adventure. Pe când pe NT poți să pui cauciucuri sport touring, acestea sunt mai accesibile și de ce nu, hai să zicem și pe aia dreaptă, cauciucurile de sport touring îți vor oferi o experiență mai plăcută când vrei să conduci sportiv pe asfalt decât ar putea să o facă cauciucurile de sport touring. Bun, cam asta e despre NT1100. Dacă aveți întrebări, vă rog, puneți-mele în comentarii. Orice vreți să știți, voi încerca să vă răspund. Rămâneți pe Blog Auto pentru mai multe review-uri auto și moto. La revedere!